Primăria Breaza, în colaborare cu firma de salubritate, va organiza în luna octombrie campania trimestrială de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Punctul de colectare se află în zona primăriei. Pot fi predate aparate electrice și electronice nefuncționale sau depășite tehnic. În cazul deșeurilor voluminoase, frigidere, mașini de spălat, televizoare, se poate solicita preluarea telefonic la numărul 0728-256-899. Și de această dată, cine predă deșeuri de echipamente electrice și electronice va putea câștiga, prin trageri la sorți, un aparat electrocasnic nou. Campania de colectare din Breaza va avea loc pe data de 7 octombrie.